Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod! Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un episod de CSGO Prime Hacking alături de Liu, să zic ceva și tu futu-ți pistea. Mersi că ai zis ceva. Bă, fraților, de data aceasta jucăm fără provocări, fără nimic, deoarece am să mai dăm un meci pentru că ăsta cred că este meciul meu de rank up. Dar înainte să începem episodul, vreau să vă rog foarte, foarte mult să vă abonați la canalul lui Zed, o postează și el Prime Hacking, legit hacking. Următorul episod o să fie cu provocări luate din comentarii de la Raul. Ah, ok, ați auzit foarte bine, bă băieți. Nu, fiți atenți, vă duceți la videoclipul lui Zedo de pe canal, dați un like, dați subscribe și scrieți acolo o provocare pe care vreți să o facă Ilie în următorului videoclip alături de mine și eu o să joc cu el în videoclip, da, și da, să facem, da, provocarea, da, da, împreună. Nu-i mai bine așa? Mai bună. Vezi, da, IQ 300. Aveți canalul lui după linkurile de la Eneba, pentru că băieții mă tot bâzie să le pun linkurile primii, adică să le pun linkurile prima dată, deci după linkurile alea de promovare de la Eneba, unde scrie acolo Eneba, nu știu ce, o să aveți linkul Zedo. Căutați bine în descriere, o să scrie mare, cu caps lock o să scriu. Coaie, să-mi amintesc să scriu cu caps lock, ca să vadă băieții, da? O să scriu mare cu caps lock, canalul lui Zedo. O să intrați acolo, să facă și el 2000 de abonați, bă băieți, postează chestii super șmecheri, o să posteze și provocări alături de mine, multe, multe chestii super, super interesante. Am dat coaie sonorul mai mare la căi și mi-a apărut acolo, i-am vopsit părul ros la Vlad Morteanu. Da, mă băieți, nu, e ora 5 dimineața, 5 jumate ai chiar. Ai fost demascat. Am fost demascat, mă uit la Vlad Morteanu, da, e ora 5 jumate, mă uit cu Ilia la chestii random pe YouTube. Și hai să zicem la acest episod 1000 de like-uri pentru rank up. Dacă dați acum în momentul ăsta like, știu că a făcut și Cristi Munteanu o chestie de astea, a făcut battle flip și zicea, bă băieți, dacă dați acum like o să funcționeze battle flip-ul, dar n-avea nicio legătură în pula. Așa o să fac și eu, bă băieți. Dacă dați like o să câștigăm meciul și o să facem rank up, știi, da? Că eu runda trecută n-am văzut niciun inamic. Adică? N-ai eu efectiv niciun inamic? M-am plimbat toată harta și nu am văzut absolut niciun inamic. Nici eu nu cred că am văzut. A, nu, ăsta e Galil, vreau M4. Ok. Și da, mă băieți, am fost foarte mândri azi de voi, foarte mândri. Am fost foarte mândru azi de voi pe live, ați fost în număr destul de mare, am fost vreo 400, 350, 400, am fost în medie pe live. Am făcut giveaway și multe licențe și ghiși ce am zis, Ilie, am uitat să zic, dar ghiși ce am zis că o să facem în acest episod. Că pe videoclipul meu o să ascundem două licențe de Unity Hex și pe videoclipul tău trei licențe de Unity Hex. Da, corect, am uitat. Bă, băieți, în acest episod, la minute random, deci doar dacă vă uitați la tot episodul, pentru că o să apară doar pentru 2 secunde pe cronometru, deci doar 2 secunde pe cronometru, o să apară licențe de Unity. Deci o să apară pur și simplu cod de Unity de activare pe Unity pentru 2 zile și voi trebuie să vă uitați la tot episodul sau, mă rog, dacă aveți bulan și dați skip și picați fix la partea aia, e problema voastră, e norocul vostru. Da, vedeți că o să fie bine să ascunse. E bine ascuns, o să fie într-un colț ceva sau pe mijlocul ecranului sau după, nu știu, nu contează, o să fie oricum ascunse destul de bine. Sau când dau eu tab să apară aici pe tab și când scot tabul să dispară, știi ce zic, chestiile astea sper bine ascunse. Ia uite-l mă pe ăsta, trăiți iar familia. Bă, dar scam slăbuți ăștia, tu ce părere ai, Iliuță? Eu zic că scam slăbuți băieții, sunt destul de slăbuți. O să fie coduri de Unity ascunse și pe videoclipul lui Ilie, care din păcate nu va fi postat azi, adică nu o să fie postat când vedeți voi videoclipul, sau o să fie postat mâine. Deci în 26 de ore. Nu știam asta. În 26 de ore. Păi aici mai... Ah, da, mă, stai că noi încă nu suntem decisi dacă filmăm sau nu, bă, chiar. Noi nu ne-am decis încă dacă. Bă, băieți, vă uitați și voi pe canalul lui Zedo pe care l-aveți în descriere. Opa. Mamă, ce pro player să moară Jaxana. O să aveți în descriere canalul lui, intrați pe canalul lui și vedeți dacă este premiera programată. Pentru că voi când o să vedeți episodul ăsta, 100.000 o să fie premiera programată dacă o să apară videoclip la ora 2. Deci voi vedeți episodul ăsta la ora 2 și pe la ora 2 o să fie videoclip pe canalul lui Ilie, tot cu mine. Și vrei să facem cu provocări? Aia, vrei tu cu provocări? Vedem. Da, o să vedem dacă o să fie videoclip cu promovări sau cu promovări, doamne, coaie, cu provocări sau nu. Asta rămâne de văzut, dar neapărat să fac Iliuță 2000 de abonați, bă băieți. Pentru că el n-a avut în viața lui 2000 de abonați. Nu știe cum e să ai 2000 de abonați, bă băieți. Este ceva inadmisibil așa ceva. Trebuie să-l ajutați pe acest comil sărman să facă 2000 de abonați. Acum îi șantajez emoțional să se aboneze. Nu știu dacă ai auzit de metoda asta de marketing, băi, Iliuță. Nu prea, băi. Nu prea, băi. Mamă, dar vezi că joci bine smeciul ăsta, ești nebun la cap. Mamă, eu? M-a speriat, te-am văzut. Mamă, ai murit. N-am murit, coaie. V-ai murit, coaie. Nu
Nu știu de ce am crezut că ai murit, am fost foarte convins de chestia asta. Dar nici nu știu de ce ai zis că joc bine, că am un pula de 3 kg. Eu vreau să fac să nu mor deloc, vreau meciul ăsta să nu mor deloc. Gen, în nicio rundă să nu mor, ce părere ai? Și tot timpul când zic că nu mor deloc, fix în runda în care am zis că nu mor, mor. Pe pariu că runda asta o să mor ca ultimul prost, că tot timpul se întâmplă așa. Fix în runda în care zic că mor, că nu mor, de fapt mor. Asta se întâmplă tot timpul în fiecare meci pe care îl joc. Și da, bă băieți, ar trebui să vă simțiți bine că nu o să mor deloc meciul, adică dacă nu o să mor, pentru că dacă nu o să mor înseamnă că e un videoclip mai scurt și aveți mai multe șanse să vă găsiți să găsiți licența de Unity, nu că e mai ușor să găsești într-un videoclip de 15 minute decât într-un videoclip de jumătate de oră. Bă, bine, și ăsta cred că avea AWP și o să iau AWP aici, nebun la cap, ia să vedem, avea AWP boiul meu. Ah, avea scout cu aia, trash. Am zis trash. Ok. Avem we got the bomb, guys. Just kidding. Am crezut că e bomba cu aia, am văzut un drop acolo. Am crezut că e bomba. Tell info. Guys, do you hear me? Tell info. Mamă, pe nici info nu mai trebuie, nebun, că rupe Zedo. Îi rupe Zedo pe băieți în două. Ia Zilie, ce rank ai avut cel mai mare în CSGO fără cheat? Global. Și cu cheat? Global. Nu ai avut global cu cheat. Ah, ba, când jucam noi cu aia, când mi-am furat cardul lui maică mea să cumpără Aimer, adică nimic, nu contează chestia asta. Mai știi coaie? Da. Băbuiți, eu aveam datele de la cardul lui maică mea că mai îmi dădea aia să-mi bag banii stin câte 10 euro să fac case opening-uri și mi-am salvat... Ce trecu faci coaie? Și terminat și mi-am salvat datele cardului, bă băieți, și... Ok, mortul, nu? We got the bomb, we got the bomb, guys. Mi-am salvat, lasă-mă pe mine, fuciu spistea! Și mi-am salvat cardurile, mi-am salvat datele cardului lui maica mea să îmi cumpăr eu chestii și mi-am cumpărat, tot îmi zicea Ilie, eram la tot așa târziu la 3 dimineața și tot mă provoca Ilie, zicea, băi Raule, n-ai tupeu să îți iei aimuri de pe cardul lui maica mea? Și am zis, da, n-am tupeu și mi l-am luat. Ce să, ce credeți? Atunci a fost prima și ultima dată când am avut și eu aimuri. Dar dacă mă gândesc că am avut foarte multe cipă. Ce m-a culcat ăsta? Mamă, ce l-am culcat eu pe ăsta. Ești nebun la cap. Guys, can you take my AVP from mid, please? From mid, please? Bă, băiete. Fie ce, nu scopii dau la asta, dar nu vreau să mă risc să mor. Gata, gata. Ăla cred că are hack, apropo. Nu știu, dar mi-a dat-o super urât și nu mai vreau să risc. A dat smoke aici, înseamnă că vine aici. L-am văzut măcar. Please, AVP from mid. Îți dau eu AWP dacă vrei. Sau îl vrei pe a tău cu skin? Că tu ai 11.000. Da. Păi, dă-mi. Toa. Fuck economie, frate. Economie, stonks în puii mei. Antipopescu life, coaie. Fuck economie, frate. Vai ce urât e Phobos ăsta. Ah, dar e battleskill probabil de aia. Gata, mă, ia uite-l, mă, că e frumușel așa skin-ul. Fuck economie, frate. Așa e și Antipopescu, are 30 de milioane în cont, dar... Frate, Tesla e scumpă la 40.000 de euro. Așa ai fost tu acum cu aia, nu ți-ai luat AWP și aveai 12.000 de dolari, mi l-ai cerut 1.000 cu aia. Băgam ea și pulicica în tine. Hai că vreau să... Gata, vezi că are mare cod ăla, ai grijă cu aia. Mi-a dat mare prefer, băgam ea și pulicica în pistă. Cu aia, mi-a zis un prieten acum două... Cu aia, cât de praf joacă ăștia noștri. Mi-a zis un prieten acum două zile că... Cu aia, de ce tot zici pulicica în video-uri, că sună dubios. Mamă, ce quick scope ai dat la ăla. Nu știu, mă, băieți, vouă, nu vă place cuvântul politica? Nu sună așa de... Mamă, hai că nici nu duci cu ținta fix pe ei, frate. Vezi, sens că joci bine. Coaie! Am crezut că pui ținta și pe ăla, că mă pușcam în cap. Coaie, nu l-ai văzut. Coaie, ăla trecut să-i dat backtrack trecut. Nu, nu-l omoră, nu-l omoră, că ți-ai bani și pentru griffing, coaie. După ce că o să intri la omoră, zici, mă, ești pentru griffing. Acum dă-mi AWP-ul înapoi. Așa se fac afacerile. Acum trebuie să mi-l dai înapoi. Că am mai puțin bani decât tine. N-am bani, frate. Așa făcea un prieten de-a meu cu aia. Eram pe Faceit la competiție în pula mea de, cu premiu de 1000 de euro și ceream drop cu aia. Și avea 7000 și nu voia să-mi dea una acasă. Zicea, n-am bani, frate, fac safe pentru următoarea rând. Deci noi eram la competiție cu aia de 1000 de euro. Să mor tu. Da, cu aia, dar am pus și video pe canal de la competiția aia. Și ai jucat cu hack? Nu, că era pe Faceit. Și n-aveam Unity atunci. Mă rog, l-aveam, dar nu jucam că eram, na, pula mea, monitorizați. Și ai câștigat? Nu. De ce? Pentru că pula mea erau de aia cu 7000 de ore pe CS și cu level 10 pe Faceit. Noi eram level 4 pe Faceit. Cum dracu vrei să câștig? Dacă jucam cu ei, că-ți dai seama că câștigam, dar nu puteam, că eram monitorizat, dracu. Cum erați monitorizat? Cu ochii. Nu-mi plăcea să uita la voi. Da, cu aia, eram la sala de jocuri, man. Am fost la competiție. La Loliș. Știi sala de jocuri din Timișoara?
Da, frate. De acum vreo 3 ani. Hai că intru pe ăsta, stai, dau mare rașii și nebun la cap, opa. Mamă, Iliuță, mi-am luat bani, gata. I-am dat prin pereții ăia din palat, ești nebun. Mama mia, pizzeria, bă, băieți. N-am zis că nu mai joc OBS, așa am zis, a? Ai zis că faci și Zero Dead Challenge. Da, așa am zis, a? Încoaie, pe ăla cheamă Big Boy Big Dick. Eu acum vând. Hai că nici nu s-a dus direct pe el. Uite ce... Ce-a fost asta, coaie? Nu știu, am, vreau It is funny yellow. Ia pune semnul întrebării. Pune tu că mi-e milene să scriu. Sau o să-l pun eu. Dă și mie avea pe că acum tu ai bani, frate. N-am bani. Tu aveai 12.000, am 10.000. Păi și eu tot 10.000. Hai, frate. Am mai puțin bani, îmi pare rău. Uite, nu e adevărat. Bani. Ba da, e foarte adevărat. Nu, frate, n-am pe, te rog eu. Ce-mi pune în ce școală? Am 5.500, deci la final tot am ieșit mai puțin decât tine, coaie. Mamă, vezi că ăștia au dat o mare raș puternic. Mamă, ce frică am dat la ăsta, coaie. La moară Gigi Becali și cu Jaxana în pușcărie. Da, am crezut că tu ești ăla care ai murit, m-a speriat un pic. A zis că gata, am dat și drop și a și murit. Am zis, bă, boys, nu prea bine. Am zis, dacă dărași ăla din palat. Opa, au unt glanțe din palat. Fem ce-i fac la ăsta, coaie. Uop, uop, uop. Bă, mi-a furat kill-ul, coaie. Am crezut că eu i-am dat kill-ul ăla. Bă, gamiaș. Unde e ultimul, bă, că vreau eu să iau kill-ul pe el. Vreau să fac rank-up neapărat meciul ăsta, mane. Bunez un rank-up. Mamă, ce-am crezut că l-am luat eu pe ăla. Bă, pe tine nu te-a trezit un pic meciul ăsta de CS? Ba, da, frate. Nu, fără mișto. Da, frate. Zi-mă, fără mișto. Da, coai, ești retardat. Asta am vrut să fac, acum să te fac să te enervezi, să te trezești. Asta a fost metodă de psiholog, ești nebun. Bă, băieți, cred că aveți noroc meciul ăsta, că o să fie un 16-0 și o să fie super ușor ca să găsiți voi cheiurile alea. Vedeți, mă, ce bulan aveți fix, nu fac și eu un giveaway, un ceva, găsiți cheiurile alea super ușor. Da seama că dau un nade, dracu. Hai, că am dat ceva, dacă e. Mamă, am vrut să fac și eu o schemă aici. Hai să așteptăm. Tu unde, care ești, mă? Tu ești... A, tu ești albastru. Mm-hmm. Aoleu. Coai, tu dai seama că eu până în 2014, adică un an de când am jucat jocul ăsta, nu înțelegeam care e rostul culorilor în meci. Sunt mort. Da, coai, un an am jucat meciul. Ce un an? Aproape 2 ani. Că joc din 2012. Un an și o lună, drecu. Din 2012, din decembrie îl joc eu. Ce se vă? Și un an și o lună mi-a luat să... Să procesez ce-i cu culorile astea, drecu. Avem bomba under, hai să stăm pe under. Dai seama de cât timp joc jocul ăsta, coaie, pe contul main am drecu. Nu știu câte ori am pe contul main, nu m-am uitat de mult. Dar o să intrăm acum în premieră să vedem. Zedu, hai să intrăm pe... Hai, fiți atenți aici, acum ajung eu pe contul meu main, bă, băieți. Intrăm aici, intrăm aici și am intrat pe contul meu main. Și am, coaie, 5300 de ore, mă rog, vreo 1000 de ore să ai de la e partea a doua. Deci vreo 4000 de ore am doar pe contul main, plus toate orele de cheating. Bă, tu crezi că ai 1000 de ore jucate cu hack? Habar n-am. Eu am, coaie. Păi tu gândește-te că aveam 800 de ore doar pe un cont fără idle, fără nimic, atunci nu mai făceam idle, mă plictisisem efectiv, voiam să văd cam cât sunt în stare să joc cu hack. Și am avut 800 de ore pe contul ăla, coaie, fără nicio oră. Adevărat? De idle. Da, jucate cu hack, gen, și aveam vreo 200 și ceva de winduri. Atunci încă nu era prime-ul băgat. Și nici nu știa nimeni că joc cu hack. Eu făceam live-uri pe YouTube, coaie, cu stream OBS-ul ăla, proof în pula mea. Și aveam vreo 800 de ore pe contul ăla fără idle. Deci eu zic că am vreo 1500 în total. Și gândește-te că am drept cu 200 de episoade de CS postate cu hack. Da. Aoleo, aoleo, gata, gata. Uai, ce m-ai salvat. Nu știu care m-a salvat, dar ești îngerul meu opozitor. De fur de ars ăla. De fur de arhs. E îngerul meu opozitor. Opa. Opa, boys. Opa, boys. One tap. Bă, cine trage mine? Futu-i pistea. Și mi-a dat și grenada, era să mă omoare. Îmi strică scorul meu perfect. Să moare Jaxana. Vezi că e under, vezi că e under, vezi că e under. Îi dau nade, e mort, e mort, gata, ești, gata, ești, bossule, gata, ești. Bine, mă, băiete, mă. Ce părere ai de scorul meu, Iliuță, 22-1? E un scor bun, frate. Decent? Este un scor chiar aș putea spune perfect. Hai, coaie, mă așteptam să zici că este un scor aș putea spune păstă medie. Dar ai stricat tot vibe-ul, frate. Nu mai ești fericit acum, bă, frate. Pistea, mă, dar mă, mi-e ciudă că ai MG1, coaie. Și ai 55 de winuri și am 317 winuri și am Golova Master, coaie. Bă, chiar tu știi când am cumpărat contul ăsta ce praf era omul care juca pe el? Coaie, efectiv, juca cu oameni și îl cărau oamenii, coaie. Avea 2 cu 20 în pula mea și juca numai cu de-aia buni, coaie.
Gen primul de la el din echipa avea 40 cu 70 scoruri de alea nebune. Mamă, ce-i rup ăștia. Overwatch ban is coming. I'm coming, Overwatch ban, I'm coming. Gata. Coa, ăsta are ceva AWP Wildfire. Bă, nu știu. E scump? Nu știu. Nu pare scump după nume. Pare vreo 50 de euro. Da, pare vreo 50 de euro după nume. Ia uite-l. Ia vină încoace. Du-să-l văd. Nu știu unde ești, Coa. Uite, în spate. Ia. Bă, vezi că e top skin, nu? Mie-mi place. Nu știu, eu îl estimez undeva ca... Cum îl cheamă? Ăla cu chestiile alea. Care? Bă! Hai că te ajut eu, frate. Gata, hai să vedem. Cum îl cheamă pe ăla? Ăsta-i. Hai să vedem. Mamă, uite ce inventar are cu aia, are două carambite! Dă iad, frate. Cum îl cheamă? Ăla cu, cu fața aia așa, gen, cu săgețile alea în sus și cu bara aia în mijloc. Are două carabite, are un Tiger Tooth Factory New Quay. Mamă, Iliuță. Ia să vedem. Mamă, dar are 3000 de RNCS, nu cred că mușcă. 8000 de ruble. No, a, Factory New. Field Tested de 4000 de ruble, vreo 50 de euro. Ce ți-am zis că cam atât ai? Ăsta ce o fi? De asta cred că e Factory. Ba nu, e Field Tested, care-s găriătorii? E Field Tested sau Well Worn, sau nu știu ce dracu mai e. Uite, e uzat aici în dreapta, nu e Factory New. E uzat. E field tested. E field tested? Na, ți-am zis eu că e field tested. Deci fix cât am zis eu, 50 de euro. Că e 4000 de ruble, înseamnă vreo 48 de euro. Hai să dăm rush. Aha. Nu m-a blocat. Bravo, mă, Iliuță. Mamă, să vezi că dai și tu în cap cu aia, cum ar fi? Ți-aș da în cap, ești nebun, vreau să am același rank cu tine. 26-1, nice. 26-1, nice. Yes. Un YouTube. I'm doing hacking videos, man. Search me and subscribe. Cum ai zis, bro? Say what hi to YouTube, fuck? You're going to... Mamă, what the fuck? Ce what the fuck? Putu-s morții, mătii, că filmezi cu mine cu ei. Kick him. He's recording me with me, man. He has a YouTube channel too. Search his Steam name on YouTube, man, and you will see he's cheating too, man. This is not true. Yes, this is true, kick man. Him, what kick him, guys? No, 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 man, what? No, man. Oh, thank you, thank you. I'm just kidding, man. He's my friend. Thank you, thank you. Mamă, ce-am crezut că ți-ai kick. Coi, a zis cumva ăla. Man, man, can you laugh like this? Give me the link, Coi. Nice. Mamă, 6000. Păi, mă zic cum a făcut. Da, da, da. Nice. Coi. Tu cum ai zis că a fost cal? You sound like a cal, like horse. A horse, horse. My name is horse. Your name is horse? Cum se zice mă iapă în engleză? Vreau să zic că mă și măta e iapă. Horse ass. Oh. Where are you from? Coi, asta zice numai chestii de alea porcoase, poate mi-au de monetizare. Am vrut să zic cumva de porezitare. Băi, 14-0, mă, băieți, ar putea să vină re în capul la Blanau, nu știu cum să vă spun. Mamă, cred că și-a băgat unul de la Spinbot cu aia. De ce crezi asta? Nu știu. L-am văzut, mi s-a părut că l-am văzut cu spinul. Mamă, dar vezi că joc top. Jucăm top astăzi, bă, băieți, 30-1, n-ai șanse cu ei. Nu dai cu băieții, mă. 30-1, vă vine să credeți așa ceva, mă. Bine, adevărul e că și aia au rancuri slăbuțe. Nice, good half. Au și aia rancuri de... Doamne, ce nebun e omul cu aia, nu-mi vine să cred. E nebun rău de tot omul meu. Aoleo, 30-1, mă, și putea să fie 30-0 dacă nu muream ca prostul acolo. Doamne, putea să fie ca... Putea să fie... Man, can you say pistea? Pistea! Pistea? Yeah, but pistea! Longer. It means pussy, but we say it in a greater way. Normal you say pizda at pussy in Romanian. And we say pistea. No, we are Romanian. Ce-a întrebat dacă suntem? Romania, you know Romania? Ok, încă un număr. So can you say pistea? GG, bă, băieți, 4 kill-uri în ultima. Am dat ace, coaie! Am dat ace. Coaie, încă n-am luat MG1, coaie. Coaie, de ce nu iau MG1? What the fuck? Man, tu ai văzut cât de obvious am dat?
34-1, coaie, cel mai bun scor pe care puteam să-l am și n-am luat în cap. Doamne Iisuse Hristoase, sfântă născătoare de orice, coaie, de ce n-am luat în cap? Am făcut 16-0, coaie, voi vă dați seama, 34-1. Coaie, cel mai bun scor al meu de până acum, cred că, 34-1 și n-am luat în cap, băga mea și... Doamne, mă... vine să mă sinucid. Bă, fraților, în fine, sper că v-a plăcut acest episod. Dați acolo un mare like, să facem 1000 de like-uri, dați un subscribe la Iliuță, aveți canalul lui în descriere, căutați-l bine, bine de tot, că o să-l găsiți, să facă și el 2000 de abonați. Și noi ne vedem data viitoare. By the way, să fiți pe premiera lui la ora 2. Voi o să vedeți videoclipul acesta la ora 12 în premieră și premiera lui o să fie la ora 2, 14:00. Intrați acolo, bă, băieți. O să fim amândoi pe chat. Salut.